Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii. Este vorba despre Cum ne ajută știința, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald și vă invităm cu această ocazie să intrați pe site-ul editurii pentru a găsi foarte multe titluri din colecțiile Matesis, colecția de știință, dar și din colecția Cogito despre filozofia științei. Și astăzi o avem alături de noi pe Monica Belițoiu, director executiv ASUR și consultant de comunicare. Vom vorbi despre importanța acestei colecții de știință în portofoliul editurii Herald. Și nu numai, este vorba despre o colecție de știință și vom vorbi despre cărțile de popularizare a științei, cât sunt ele de importante pentru, mai ales pentru tineri, pentru noua generație, făcând referire la o carte pe care vi-o recomandăm cu drag, este vorba despre Cosmos, cartea lui Carl Sagan, o reeditare în colecția Matesis, așa cum am spus puțin mai devreme, traducerea lui Alexandru Anghel, carte care face parte din această campanie Cum ne ajută știința. Cosmos este una dintre cele mai bine vândute cărți dedicate științei din toate timpurile, folosind un stil, aș spune eu, cu totul și cu totul aparte, ca proză clară, concisă. Carl Sagan ne dezvăluie o lume albastră asemănătoare unei pietre prețioase locuită de o formă de viață care abia începe să-și descopere propria identitate și să se aventureze în marele ocean al spațiului. O carte pe care vă recomandăm cu drag, o carte despre care am mai povestit. Monica Belițoiu, de ce sunt importante cărțile de popularizare a științei? Iată, editura Herald are această frumoasă colecție Matesis în care găsim, eu știu, începând de la originea speciilor lui Darwin, la destrămarea curcubeului Dawkins și la toate cărțile lui Carl Sagan, Cosmos, poate cea mai cunoscută, Miliarde și miliarde, Lumea și demonii ei, un autor prolific, totodată cu foarte multe titluri, care a scris foarte mult, dar un autor cu o literatură de specialitate pe zona de știință, aș spune, extrem de accesibil și de ușor de citit, pentru că, într-adevăr, sunt și autori care folosesc poate un limbaj mai eclectic, un limbaj mai de specialitate, cu anumiți termeni pe care opinia largă, publicul larg, nu înțelege de fiecare dată. Dar Carl Sagan reușește să vină cu acest limbaj și cu această proză, cum spuneam mai devreme, gen narațiune, în care ai sentimentul că totul este de fapt o poveste. Într-adevăr, cred că ăsta ar fi și un potențial răspuns la întrebarea ta. Toți avem nevoie de povești. Și cred că ăsta e un model, o metodă foarte bună de a atrage oamenii către știință, de a-i face mai curioși, de a-i determina să citească mai mult și să afle mai mult despre lumea în care trăiesc. Acum toate lucrurile se întâmplă foarte repede. E destul de greu să încerci să înțelegi o teorie și multă lume își pierde răbdarea și atunci dacă tot informația e împachetată pe cum o poveste frumoasă, atunci ești mai dispus să stai să o citești. Cred că Sagan a făcut asta prin cărțile lui acum zeci de ani și a făcut atât de bine încât în continuare sunt bestsellere, inclusiv în România. Atunci când a apărut Cosmos prima dată a fost bestseller în librării, nu știu dacă probabil și acum mai este și la librăriile online. Așa că e un stil de a prezenta știința care în continuare are foarte multă popularitate și în continuare prinde la publicul de toate vârstele. Personal, sunt un mare fan lui Carl Sagan, iar la ASUR ne-am bucurat foarte mult atunci când ați decis să traduceți cărțile lui și să le aduceți în România, pentru că știm că sunt foarte mulți oameni interesați să le citească. Cât de important este să ajungă la publicul larg aceste cărți de popularizare a științei într-o lume
digitalizată, într-o lume tehnologizată, într-o lume în care încercăm așa să facem un soi de previziuni cum ar arăta viitorul peste câteva zeci de ani sau peste câteva sute de ani? După cum ne-a demonstrat anul ăsta, uneori SF-urile sunt mai aproape de realitate decât realitatea care ni se întâmplă. Ajungem să trăim într-o lume așa cum nu ne-am imaginat-o și cred că fiecare dintre cărțile astea care reușește să ne prezinte câte un aspect al lumii, care reușește să facă niște, nu știu, un pic de lumină în anumite subiecte, fiecare dintre ele ne ajută un pic să înțelegem lumea în care trăim, să ne reducă anxietatea cu care ne confruntăm, anxietatea provocată de necunoscut. Atunci când reușim să dezlegăm măcar o fărâmă din misterele științei, cred că e un câștig pentru fiecare dintre noi. Iar legat de partea cu tehnologia, din fericire, pentru publicul mai tânăr, cred că asta ar fi o problemă, dar din fericire pentru ei, cel puțin Cosmos a fost făcut și serial, a fost refăcut, informațiile se găsesc. Există recenzii de cărți, dacă nu ești sigur, dacă vrei să citești o carte, atunci poți să urmărești un video despre o carte, să vezi cam despre ce ar fi vorba înainte să o citești și sunt atât de mulți fani ai literaturii de popularizare a științei, încât nu se poate să nu găsești informații despre o carte ca înainte să decizi să o cumperi și să o citești. Mă gândeam... Plus că pandemia ne-a oferit multora suficient timp liber în perioada asta încât să putem să profităm de ocazie și să mai aprofundăm cunoștințele în anumite domenii. În timp ce te ascultam, mă gândeam, pe lângă cărțile de popularizare a științei, mă gândeam și de importanța, într-adevăr, a anumitor seriale, uite cum a fost Cosmos undeva pe la începutul anilor 70. Și de asemenea mă mai gândeam cum ar prinde astăzi anumite filme sau anumite trilogii, anumite seriale și mă gândesc la, eu știu, Războiul Stelelor, mă gândesc la Star Trek Next Generation. Chiar apropo de tehnologie, vorbeam într-o intervenție trecută, anterioară, cu Ancuța Bontaș despre faptul că pentru prima dată acele uși, care acum ni se par ceva atât de firesc și de normal, acele uși batante care se deschid cu senzori, au fost văzute prima dată în Star Trek. Într-adevăr, da, da. Ancuța e un mare fan Star Trek, deci, da. Într-adevăr, ajungem să trăim într-o lume în care lucrurile pe care le vedeam în SF-urile celebre, în filmele cult ale anilor 70-80, au devenit ceva comun. Însă nu ne mai minunăm că, nu știu, ai senzor la fiecare lucru din casă sau până și poate pentru bunicii noștri faptul că dai drumul la apă și curge apa de la robinet și ai apă caldă și rece în casă la orice oră din zi și din noapte, bine, mai puțin în București, dar e ceva fantastic să poți să trăiești toate schimbările astea. Însă se întâmplă gradual, sunt adoptate gradual de populație și atunci probabil că nu pentru toată lumea sunt la fel de fantastice, dar dacă ajungi să vezi un SF mai vechi și să te uiți la cum erau prezentate acolo, cum își imaginau ei că vom ajunge să comunicăm și cum am ajuns să comunicăm până la urmă, vezi că multe dintre ele s-au adeverit, multe dintre lucrurile pe care erau, se presupunea că or să se întâmple s-au întâmplat. Oamenii de știință au reușit să le facă, să le transforme în realitate. Întorcându-ne la cartea Cosmos a lui Carl Sagan și la personalitatea lui cu totul și cu totul remarcabilă, ce impact a avut asupra ta când ai citit-o prima dată? A fost așa ca o furtună, pentru că erau atât de multe informații din atât de multe domenii,
încât nu știai la ce să te gândești mai mult, pentru că nu e o carte pe care o iei și citești în curând și mergi mai departe, ok, am citit 100 de pagini astăzi, m-a ajuns în punctul ăsta al poveștii. Nu. Pentru mine au fost secțiuni pe care a trebuit să le recitești și să-mi dau seama, să mă gândesc mai mult, pentru că îți descrie așa de frumos lucrurile și ți le povestește așa de frumos, încât ai senzația că e cineva cu tine în cameră și îți povestește despre Heliogrif, îți povestește despre soare, îți povestește despre ani și ani de evoluție cosmică și stai un pic să te gândești la măreția acestor lucruri, la imensitatea universului în care trăim și, nu știu, personal mi-a dat și o stare de bine, pentru că, într-un fel, problemele de zi cu zi ți se par mult mai mici când te gândești la cât de mică e lumea în care trăim și cât de mare e universul în care e ea încadrată. Da, foarte frumos, într-adevăr, suntem așa, ca un grăunte de nisip, într-o mare de nisip, da, la nivelul raportat planeta noastră, raportat și noi ca oameni, la nivelul întregului cosmos. Și, praf de stele. De fapt, exact, praf de stele. Și ne dăm seama cât de important este să avem grijă, așa cum avem grijă de casa noastră și facem curățenie și o îngrijim, cred că ar trebui să avem ceva mai multă grijă și de această planetă. Și mă refer aici, la un soi de ecologie. Da, chiar ăsta e cuvântul care îmi vine în minte, ecologie. Faptul de a face această curățenie și de a nu ne bate joc de resursele pe care Pământul ni le oferă. Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Monica Belițoiu, director executiv ASUR, consultant de comunicare. Am vorbit despre cărțile de popularizare a științei, despre cărțile din această minunată colecție, colecția Matesis a editurii Herald. Nu uitați de campania Cum ne ajută știința, campanie online pe care o găsiți pe site-ul editurii. Și vă recomandăm încă o dată cu drag această carte superbă, Cosmos, de Carl Sagan, în colecția Matesis. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!